vedere că decât tot dobânda. ați adus în discuție Planul Național de Reziliență și Redresare, știu că au fost discuții și înțelegem că și la această oră sunt discuții despre cum să arate într-un final acest plan. Cum se văd la Bruxelles toate aceste discuții din România pe acest PNRR? Păi, în primul rând, sunt 16 state care au depus PNRR-ul. Sunt 5 state în curs de aprobare la nivelul parlamentelor legislativelor interne și 6 state care încă nu au anunțat depunerea. Olanda din cele 6 state a anunțat că va depune ultima PNRR-ul. Suntem între cele 6 state, până pe data de 1 iunie, până pe 31 august va trebui să-l depunem. Vor urma 2 luni de analiza comisiei. Probabil undeva în luna septembrie, spre sfârșit, vom lua primii bani, 13,2% din totalul sumei alocate României. Nu e o sumă mică, e o sumă destul de mare, de câteva miliarde. Trebuie să justificăm fiecare ban. Mă bucură foarte mult că Comisia a înțeles necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere, având în vedere că țări similare României, de tip Portugalia sau Grecia, nu mai aveau această problemă, au dezvoltat infrastructura rutieră. Noi aveam nevoie și mă bucur că o putem face. De asemenea, am aici în față documentele, e pentru prima dată când Moldova este legată definitiv de Europa Centrală, la 100 de ani de la Marea Unire sau la 101 ani de la Marea Unire, iată că Moldova, printr-un guvern liberal, este legată de Europa Occidentală și de sora Transilvania. Avem finanțat clar A7-le Ploiești-Buzău cu 368 de milioane, avem Buzău-Focșani cu 512 milioane, avem Focșani-Bacău cu 590 de milioane, avem Bacău-Pașcani cu 424, Târgu Mureș-Miercurea-Mirajului 495, Leghin-Pașcani 495, Nădășelul-Poarta Sărajului, partea autostrăzii Transilvania 410 milioane, avem 300 de milioane pentru metroul de la Cluj, 5 stații din 19 stații. Avem de asemenea finanțate spitale, numai puțin de 40 de spitale cu secțiile aferente, 300 de centre multifuncționale, 12% din bani pentru învățământ, inclusiv învățământ dual și creșe. Deci și de asemenea avem foarte multe, vă citesc câteva pentru că e interesant, parte de infrastructură feroviară, pentru că vorbim de Europa Verde, se finanțează așa din PNRR. Calea ferată Arad-Timișoara-Caransebeș cu 1.300 de milioane, Cluj-Napoca-Episcopia-Bihor 1.294 de milioane, Constanța-Magalia, celebra cale ferată pe care uneori vara face o oră jumate, două, de 40 de kilometri, vei ajunge în 20 de kilometri, 123 plus 46, 169 de milioane, e vorba de electrificări, București-Pitești și Reșița-Voiteni, 231 de milioane, respectiv 45 de milioane, un total de 271 de milioane. Sunt de asemenea multe zone în... Foarte multe investiții pe infrastructură din ce vedem noi. Nu numai infrastructură, vor fi și parte de rețea de gaze, legătura unor comune pe rețeaua de gaze, chiar dacă mai puțin bani, zonă de infrastructură, infrastructură agricolă. România totuși reprezintă unul dintre polii de dezvoltare agricolă a Europei și aici va trebui să convingem în continuare Comisia că varianta finanțării investițiilor în partea de irigație e importantă pentru România. Acolo sunt câteva probleme reale și nu trebuie să ne ascundem că ele ar exista. Deci avem ce face cu acești bani. Important este să ne ținem de treabă și să ne ținem de cuvânt. Deci până la urmă a fost bine că a preluat premierul comanda PNRR-ului. Săptămâna trecută la PS News a fost domnul Mircea Hava, care susținea că ar fi mai bine să preia premierul comanda PNRR-ului de la ministrul fondurilor europene, domnul Ghinea. În multe state europene, PNRR-ul este derulat prin Ministerul Finanțelor. În altele e administrat direct de premier. Aici este un parteneriat între Cristian Ghinea,
Alexandru Nazare și Florin Câțu. A fost vitală și determinantă prezența premierului Florin Câțu la Bruxelles, la întâlnirea cu comisarii europeni, și aici mă refer în primul și în primul rând la președinta Comisiei, la doamna von der Leyen, Ursula von der Leyen, dar și la, la prim vicele Comisiei, la președintele executiv al Comisiei, la doamna Vestager, la doamna comisar Vestager, la domnul comisar Gentilomi, de asemenea comisarul Dombrovskis. Și, sigur, comisara noastră, exact pe infrastructură, doamna Vălean, care a avut un rol foarte important în aprobările pe care România le-a primit pentru infrastructură rutieră. S-a văzut în sfârșit ce importantă este această poziție de comisar european pe infrastructură pe care o ocupă, de transporturi pe care o ocupă doamna Vălean. Deci PNRR-ul, din punctul meu de vedere, va fi un real succes. Iar dacă ne uităm la cum arată România, și nu vorbim doar de o Românie liberală, vorbim de o Românie a românilor, în primul rând, în care până în 2024 e Partidul Național Liberal la putere. Post-2024, nu știu, eu mi-aș dori să fie tot PNL, dar vom vedea performanța din acești trei ani pentru a vedea dacă rămânem la putere sau vom împărți puterea într-un fel sau altul cu partidele de stânga. Vorbim de 150 de miliarde de euro bani în investiții. Și de ce spun asta? În următorii, până în 2030, în următorii 9 ani și jumătate. De ce spun asta? Pentru că România are alocat o medie de 5 miliarde, 5 miliarde și jumătate, în acest an 5 miliarde 700, pe investiții, bani din bugetul propriu. Pe lângă acești bani din bugetul propriu pe investiții, mai avem o sumă de 20 de miliarde bani rămași din exercițiu financiar trecut. De asemenea, avem pe exercițiu financiar multianual, aici intervenim fondurile de coeziune, 27 de miliarde, fondurile pe agricultură, 19 miliarde, dintre care 13 miliarde subvențiile directe în agricultură, 6 miliarde bani pe infrastructură, pe dezvoltare rurală, plus PNRR, încă 80 de miliarde. Deci în 10 ani, 9 ani și jumătate, România poate băga în investiții aproximativ 150 de miliarde. Este o sumă record, este o sumă uriașă, care ar trebui să ridice România acolo unde a fost în perioada interbelică sau unde este locul, dacă vreți. Adică la țările cu cele mai dezvoltate ale Europei. Domnule Rareș Bogdan, profit de prezența dumneavoastră alături de noi, chiar dacă prin intermediul Zoom, să lămurim puțin de ce a întors Comisia Europeană atunci Planul Național de Reziliență și Redresare. Dacă l-a întors sau cum au stat lucrurile de fapt? Nu l-a întors. Noi am considerat că trebuie să lucrăm în plus la acest plan, să suplimentăm cu anumite chestiuni. Erau dezbateri interne despre modalitatea în care abordăm dezvoltarea, modernizarea, reformele și investițiile pe baza acestui plan. Nu a întors Comisia nimic. Acolo a fost o chestiune de lipsă de comunicare sau de comunicare greșită, dar Comisia nu ne-a întors planul înapoi. Pur și simplu noi am cerut o prelungire alături de alte 12 state pentru a fundamenta și mai mult acest plan și pentru a folosi o parte din studiile de fezabilitate și consultările populare pentru a vedea ce e mai important. Eu, deși sunt ardelean și țin enorm la zona mea, sunt foarte încântat că Partidul Național Liberal, care și are, dacă vreți, zona de susținere electorală masivă în Transilvania, a înțeles prin guvernul său, prin Florin Câțu, că este vitală dezvoltarea Moldovei, că nu este unitară și dodoloață o Românie, nici din punct de vedere economic, nici administrativ, fără o dezvoltare unitară. Și deși suntem cantonați electorali în Transilvania în bună măsură, nu am ocolit județele din Moldova, iar faptul că investim peste 2,5 miliarde de euro din banii din PNRR pe autostrada A7 și pe autostrada A8 arată viziune, echilibru, rațiune și mai ales înțelegerea unei Românii rotunde, dacă vreți, din punct de vedere al Partidului Național Liberal. Noi în Moldova nu avem decât 3 președinți de consilii județene, la Vrancea, la Suceava și la Iași. În rest, președinții de consilii județene și bună parte din primar aparțin PSD. Cu toate astea am considerat
că Moldova a fost văduvită de investiții în ultimii 30 de ani și trebuie să alocăm fonduri importante exact Moldovei. Pentru până la urmă, PNRR-ul înțelegem de la domnul ministru... De unde sunteți, domnișoară? De unde veniți dumneavoastră? Din ce zonă? Din Galați. Din Moldova. Din Moldova, exact. Uite, trebuie să mulțumiți PNL-ului că ridică Galațiu, Brăila, Bacău, Vrancea, Suceava, Neamțu, Vasluiu, Botoșaniu, Iași. N-am mai fost de mult timp până acasă să văd cum s-au schimbat lucrurile, dar dacă mă voi duce, vin cu un feedback, să vedem ce se schimbă. Veți avea și cel mai performant. Știți, la începutul secolului, atunci când Angel Salini a construit podul lui Angel Salini, care lega Dobrogea definitiv de Muntenia, acel pod era cel mai lung din Europa. Marele inginer Angel Salini. La acel pod a lucrat la lucrările de fotografiere a evoluției podului, inclusiv viitorul premier Brătianu. Ei bine, acum cred că unul dintre cele mai spectaculoase lucrări ale Europei se desfășoară între Brăila și Galați, la celebru pod cu o înălțime a cărui pilon a 198 de metri și unde doar cablurile de susținere ale acelor tronsoane suspendate au câteva sute de tone. Deci iată că România din nou devine, după 100 și ceva de ani, un cap de pod, dacă vreți, un exemplu al unor lucrări majore de infrastructură.